Salut, îți vine a crede că în 2014 se întâmplă așa ceva? Ce anume? În spatele tău. Vă referiți la... La domnul. La domnul? A chemat domnul Dici că domnul nu e posibil că să stea ziua în amiază mare cineva să arate... Nu prea e normal, dar... Dar orice e normal, nu? România e țara tuturor posibilități. Tu ce părere ai? Că nu e etic și nu e moral. Nu e etnic? Etic. Ah, etic. Am înțeles, am înțeles. Hai să punem o întrebare măcar, da, să vedem și noi ce părere are. Ce se întreabă? De ce face asta? Cum îți permite? Tare, tare, acolo, țipă la el, da? De ce faceți chestia asta? Dacă motorul diesel sau pe benzină are nevoie de ulei, trupul uman are nevoie de salivă. De salivă? De salivă? De salivă? Pentru ce mai exact? Bineînțeles, pentru lubrifiere. Dar există lubrifianți. Nu preferi calea naturală atunci când faci dragoste cu prietena ta? Nu folosești salivă? 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 Nu folosesc salivă. Dar ce folosești? Ulei de masaj sau... Nu, alte alternative. Nu, nimic nu se compară cu saliva ta proprie. O să meargă uns. Baby, baby! Poftim, ai mai înțeles ceva? Ai mai văzut așa ceva? Nu. De salivă, de salivă. Baby, baby! Zica mea poți să-ți bați nevasta. Bună ziua, doamnă! Vă vine a crede că se întâmplă lângă dumneavoastră asemenea lucruri? Ce se întâmplă? Ce spuneți? Ce spuneți? La o vârstă... Ești la o vârstă când chiar nu mă mai interesează chestiile astea. Am înțeles, am înțeles. E aici un individ. Un individ, da? E în fața dumneavoastră acolo, da? Uite, uite. Ce mai tare? Sunt omul din lift, mereu fericit. Vă reținem două secunde, vă rog, două secunde, haideți după aia, sunteți liberi să plecați. E aici un individ în stânga dumneavoastră, da, care practică un joc foarte murdar, considerăm noi. Uitați ce afișare are acolo. Ce zice? Nu are decât să șodoneze, dacă asta vrea, și-i face plăcere. E aici un individ, da, în dreapta dumneavoastră, practică o chestie foarte dubioasă. Ce zice? Donez salivă pentru persoane fără libido. Cum vi se pare tâmpenia asta? E o aberație. E o aberație, nu? Așa am spus, nu uitați, ne-a chemat domnul de aici, a zis, domnule, nu e permis, nu e corect să se întâmple așa ceva chiar lângă tarabele unde vedem noi. Haideți să-i punem două întrebări, da? Ca să vedeți dumneavoastră de ce sunt în stare unele persoane. Cel ce vă iubește, copiilor le beau alocații. Cum vine treaba asta cu donatul salivă? Păi, draga mea, domnișoară, peștele, în special șalăul, nu alunică pe uscat. Da, vorbești în metafore, mai pe înțelesul celorlalte persoane. Păi, uite, îți spun foarte clar, motorul unei mașini funcționează pentru o fricțiune bună cu ulei, trupul uman funcționează atunci când se unește cu alt trup, cu salivă, pentru o lubrifiere și o alunecare mai ușoară. Și cum ajută saliva dumneavoastră alte persoane pentru creșterea libidoului? Am un exces de salivă, deoarece mănânc foarte multe lămâi. Înțeles. Dacă ai nevoie, te pot ajuta diseară. Nu, mulțumesc. Stau foarte bine la capitolul ăsta. Ai mai multă salivă ca mine? Nu, la capitolul libido. Dacă ai nevoie, te pot ajuta diseară. Nu, mulțumesc. Stau foarte bine la capitolul ăsta. Ai mai multă salivă ca mine? La capitolul libido. La capitolul libido. La capitolul libido.